data de 12 aprilie 2022, un bărbat apelează serviciul de urgență 112 și anunță că a găsit două persoane decedate. Ajuns la fața locului, polițiștii dau piept cu realitatea. În fața ochilor li se conturează tabloul unei crime, de fapt, al unei duble crime. Un bătrân și fiica lui zăceau fără suflare în casa care ar fi trebuit să le fie un adăpost sigur. Sunt demarate activitățile specifice și în același timp se discută cu cel care anunțase la 112 cele două omoruri. Am fost plecat să-mi cumpăr niște cafea și niște țigări și când m-am întors, i-am găsit. Astfel, anchetatorii află că bărbatul respectiv era, de fapt, chiriaș al victimelor. Încep să apară amănunte și informații extrem de importante și interesante. Bărbatul este adus la secție pentru a-i se lua o declarație. Experiența dictându-ne faptul că prima persoană care descopere o scenă îngrozitoare cu adevărat este foarte marcată și în stare de șoc de multe ori. Ceea ce la el nu... La el nu exista, era de un calm desăvârșit. Înainte să plecați după țigări, i-ați văzut pe vreunul dintre cei doi? Nu. Fata era plecată cu aia mică la grădiniță, iar bătrânul doarme până târziu, că doare pensionă. Acest om era în vârstă de 61 de ani. Avea un loc de muncă stabil, chiar dacă nu era un loc total legal. Avea un contract de colaborare part-time și foarte deschis în discuțiile cu noi. Aveți un loc de muncă? Am pe unde apuc și cine îmi dă. Parcă mă nu știe ce făcut cu oamenii care au făcut pușcărie. Tot se ferez de ei, se uită parcă și ciuman. Locuia cu chirie de 2 ani de zile în casa victimelor, dar ce era interesant, cu 2 luni înainte să locuiască cu chirie, fusese liberat din penitenciar pentru săvârșirea unei infracțiuni de tentativă la omor asupra fostei soții. Nemernică femeie. Povestiți-mi, vă rog. În definitiv, de ce nu? Trebuie că timp avem de spus. Alo. Am fost căsătorit. Ne-am cunoscut în școală și ne-am luat de tineri. Părea pâinea lui Dumnezeu. Nu deschidea gura. Apoi au început pretențiile. Ce faci, mă? Iar ai băut cu neisprăvitul ăla de Nicu? Auzi, ia nu mai bine îți vezi tu de treburile tale? Ce să-mi văd de treburile mele? O să ajungi un boschetar, măi, o să ajungi un boschetar. Tu nu vezi cum miroșa bodegă? Unde te duci așa la serviciu? Auzi, ia mai bine taci. Capute! De ce să dai, mă? De ce să dai? Îți dau de nu mai vorbești niciodată. Cui să dai? Cui să dai? În cine dai? În cine dau? În mine să dai? În tine dau, uite așa! În tine dau! În tine dau! În tine! În tine dau! Pe fondul unui conflict spontan, din ce spunea dumnealui, i s-a pus o pată neagră pe ochi, a luat ce a găsit la îndemână, întâmplător a fost o Tesla și a aplicat soției mai multe lovituri în zona capului. Soția a putut descrie anchetatorilor prin ce a trecut. Este înfiorător să povestești cum dă cu Tesla, îi dă odată, îl ruga să nu mai o lovească și el a continuat. Pur și simplu, odată declanșat acest impuls agresiv, el nu mai poate fi stopat. A pus mâna pe Tesla și a început să o lovească. Trecerea la ac se face repede, fără niciun fel de avertizare și, în acest context, nu numai soția, dar toți cei care se află în jurul unei asemenea persoane se află într-un pericol quasi permanent. Tot i-a sunat la poliție. M-au arestat. Fără nicio vină. Dacă tăcea, nu o lovea. Alo, vă rog să mă salvați. Ajutați-mă. Să te condamne 6 ani pentru asta? Și pe tentativă de omor? Să fim serioși. Așa se numește când pui la punct pe cineva cu gura mare? Adică ce trebuia să fac? Să stau să o ascult?
primise pedeapsa de 6 ani, a executat aproximativ 5. Și a fost liberat condiționat. Și a fost liberat condiționat. Cu un rest de pedeapsă. El se bucura că a ieșit mai devreme pentru că se considera nedreptățit. În opinia dânsului, pedeapsa pentru infracțiunea de tentativă la omor fiind foarte mare. El o considera inclusiv pe fosta soție vinovată și ca fiind elementul provocator pentru care el a săvârșit acea faptă. Da! Alo! Și era extrem de deranjat că fosta soție între timp obținuse toate drepturile asupra locuinței comune. Am văzut un anunț al dumneavoastră, cum că ați închiria o cameră. Ulterior, după ce a fost arestat și condamnat, au divorțat. A fost, din relatările lui, deposedat de locuință și a trebuit să-și caute, să-și formeze o nouă viață în municipiul Călăraș. Neapărat studenți, nu? Da, 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 studenți, studenți. Da, mă scuzați-vă. S-a bucurat de această clemență și s-a întors aproape neschimbat în societate, revenind ca un pericol iminent pentru orice persoană care se afla în preajma lui. Cred cu tărie că momentul în care ar fi răbufnit din nou era doar o chestiune de timp. Pentru asemenea personaje e suficient să te uiți urât, e suficient să treci pe lângă el și să nu-i convină ceva. Reacția vine neîntârziat. Să rămâi din ele. Bună ziua! Am văzut un anunț cum că ați închiria o cameră, vă rog frumos. Da, avem. Chiria ar fi 420 de lei pe lună. Da, da. Vin la dumneavoastră, ce să fac, nu? Bine, vă așteptăm, cum să rămâi. Bătrânul pusese un anunț chiar pe stâlpul din apropierea locuinței, că primește băieți în gazdă. Și așa a ajuns să locuiască la această familie. Nu avea loc de muncă, era consumator de alcool, era o persoană fără bunuri, fără locuință, muncea ocazional. Deci el a venit în aprilie 2020, iar el în februarie 2020 fusese liberat din penitenciar. Ieșise de o lună din pușcărie și era mai greu să mă descurc. Cine m-ar primi dacă ar... Lasă că... Nu uit eu ce mi-a făcut nemernica. Mai bine nu mă gândesc. Că iar mi se pune pata aia neagră și cine știe ce fac. Bună ziua! Aveți idee unde e adresa care a dat anunț pentru camere de chiriat? Aia care vor să bage chirie? Da! Uite, uite, chiar aici ai. Hai, strigă și mata la poartă. Bați acolo, hai. Auzi, auzi, dacă ziceai că te cheamă? N-am zis. A, n-ai zis, a? Că n-ai zis. Bună ziua! L-ați întâlnit vreodată, ați discutat, da. Îl cunoașteți? Da, da, da. Ce perioadă a stat în gazdă la ei? Cred că a stat aproximativ 2 ani. Știați că a fost în penitenciar? Nu, nu. Știați că a fost condamnat? Nu, nu, nu. Nici rudele dumneavoastră nu știau. Nu. O familie normală, o familie în care mama decedase. Soția bătrânului. Soția bătrânului, bătrânul pensionar. Iar în locuință, în afară de cei doi, locuia cetățeanul columbian împreună cu copilul doamnei. O familie perfect normală, o familie care încerca să-și rotunjească veniturile, o familie care avea grijă de un copil cu nevoi speciale și din aceste considerente a căutat să facă tot ceea ce s-au priceput pentru ca lucrurile să fie pe o turnură bună. ...71 de ani, el și 41 fiica. A fost plecată în Spania, acolo a cunoscut un columbian, pe Julio, bărbatul cu care are fetița și care a venit aici. Bună, vecina, ce bună, faci? Bună, bună, vecina, dar unde te zorești așa? Uite, mă grăbesc să ajung să cumpăr. Ia, stai, 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 că vreau să te mai întreb ceva. Auzi, mă, am auzit că ți-ai băgat un chiriaș nou. Da, e, repede afli tu tot. A, da, cum? A? Ce da, mă, e adevărat, dar ce, ți-a făcut probleme sau ce? Care nu mi-a făcut, mă, eram doar curioasă, așa. Să știu și eu că vreau să vină să-mi facă una alta pe curte și, na, nu poți să bași pe oricine, nu? Păi nu e oricine, e un om liniștit, n-am avut probleme, e, poți să-l chem liniștită. Dar unde știi tu, mă, că e așa liniștit? Știi de unde vine, ce face?
Păi la vârsta asta să stea cu chirie fără casă? De unde să știu, măi, vecinul, de unde e, ce face? Ce crezi că l-am interogat ca la poliție? El avea o legătură bună cu victimele, îi ajuta la treburile gospodărești. Femeia de 41 de ani își mai lăsa chiar copilul în grija lui. Un copil cu probleme grave? Așa se pare. Știu că este de vârstă mică, 3-4 ani. Din prima zi mi-a fost clar că nu o să fie ușor. Dar păreau oameni liniștiți, totuși. Și mi-am zis că oricum nu am altă variantă. Tatăl era un bătrân ursuz. Nu intra în voie orice ai fi făcut. Nu știa altceva decât banii și facturile. Chestia asta cu baia la comun era foarte complicată. Dar înghițeam ce era să fac. La urma noi am stat 5 ani la pușcărie, nu? Să le fie rușine. La câți bani le dădeam pe lună? Dom'le, dar știi că trebuie să te aștept o grămadă. Mă grăbesc și eu cât pot. Ai vrei să așa mata stai toată ziua Dom'le, acasă, ce treabă ai? Eu trebuie să mă șapucă. Acolo fă-ți bagajele și imediat ai plecat. Hai plecam, Dumnezeu. Numele tale proaste. Auzi, n-ai să-mi dai și mie niște bani să mă împrumuți până la sală pentru țigări? Lasă-mă cu țigările tale. Mai bine să fii luni gata cu banii pentru chirii. Au venit niște facturi uriașe la curent. Te rog să pui în plus că așa nu mai merge. Au avut vreodată vreun conflict? Mai erau mici discuții, dar nu pe ton ridicat, gen să deranjeze în privința consumurilor de butelie, de curent și faptul că era incomod. Aveau baie comună și le era incomod să locuiască cu toții. Ce factură e asta? Curentul, acum să vezi, gazul ne-a rupt, a fost lună de iarnă și știi și tu ce înseamnă asta. E, tată, lasă, noi să fim sănătoși. Ce vorbești? Tu ai fost cu ideea să luăm chiria și uite acum cât plătim. Dacă ar fi fost numai noi, nu plăteam atâta. Hai, mă, tată, nu mai vorbi cu păcat, că oamenii plătesc la timp. Plătesc. Nu plătesc niciodată la timp, întârzie și chiar consumă mai mult decât plătesc. Nu știu unde îi găsești. Taci, tată. Ce, nu mai am voie să vorbesc în casa mea? Nu, dar o să te audă. Gata. Să mă aud. Cu aproximativ o săptămână în urmă, venise o factură de o valoare foarte mare, undeva la 900 de lei, pe care femeia a încercat să îi o impute și lui parțial. El n-a fost de acord, iar atunci au intervenit mici șicane pe tema banilor. Se pare că femeia i-ar fi spus că într-o săptămână, două, să-și caute o altă locuință. Buenos dias, mi amor. Ce faci? Cum ai dormit? Filmul evenimentelor a fost următorul. Columbianul începea munca în jurul orelor 7:30 dimineața. Chiar în dimineața aceea, el a plecat că lucra cazilier și oprise bicicleta pe la jumătatea trotuarului și a strigat-o pe ea, Miha, și i-a spus ceva în spaniolă și ce, ok, mi amor, ei așa își vorbeau, mi amor, cu tare, mi amor. În jurul orei 8, femeia a plecat să-și ducă copilul la grădiniță, întrucât era un copil cu nevoi speciale. Tot timpul se deplasa cu un taxi, taximetristul o ducea la grădiniță, aștepta să introducă copilul în clădire, iar apoi o aducea acasă. A intrat inițial în timp ce bărbatul dormea, a încercat să îi găsească bani, să-i sustragă sume de bani. I-ar fi cerut o sumă de 50 de lei, bătrânul a refuzat să o dea, el ar fi luat-o din portofel, bătrânul ar fi reacționat, s-a enervat, a luat-o puțin din bucătărie și l-a atacat. L-a înjunghiat în multiple rânduri pe bărbat prin pătura cu care era acoperit. Decesul a intervenit foarte repede pentru că au fost atinse niște vase de sânge importante ale corpului uman. Timp în care a apărut fiica sa, care se reîntorcea de la grădiniță. Ce faci, mă? În momentul în care a atacat-o și pe ea. Ce faci, mă? Nu! Ieșea din cameră, avea cuțitul plin de sânge în mână.
Se pare că femeia a început să țipe instantaneu pentru că în aceeași fracțiune de secundă și-a dat seama ce se întâmplase, iar loviturile aplicate femeii au fost de o violență extremă, mai ales cele în zona feței, menite, în primul rând, să o facă să tacă. Am auzit ceva, un zgomot, un... Dar am crezut că se aude de la colț, pentru că la colț murise o bătrână și fetele au un stil aparte de a striga durerea. Am bănuit că de acolo se aude, pentru că dacă realizam că se aude de la fata care a fost omorâtă, m-aș fi dus. Victimele au prezentat peste 20 de lovituri fiecare. Loviturile mai adânci de o violență extrem mai mare au fost aplicate femei. A fost înjunghiată în multiple rânduri, în zona feței și în zona toracelui, apoi a căzut cu fața în jos, iar autorul i-a mai aplicat câteva lovituri de cuțit și în zona spatelui, în timp ce victima se afla căzută. A spus că, datorită adrenalinei care a avut-o, a înfipt cuțitul de cel puțin 20 de ori în placajul de la ușa de la intrare. Deci, indiferent câte persoane ar fi fost în casă sau dacă eu, când am auzit un zgomot, m-aș fi dus crezând că s-a întâmplat ceva cu taică-su sau cu fetița, indiferent câte persoane ar fi fost prezente, pe toate le-ar fi omorât. Atât a afirmat asta? Da, atât adrenalina a avut, încât și copilul, dacă era acasă, l-a omorat și pe el. Cele două asasinate au avut loc în jurul orei 8. El a sunat după ora 9, timp în care a reușit să spele inclusiv cuțitul folosit, care cuțit era amestecat printre celelalte ustensile de bucătărie, a fost găsit destul de greu pentru că îl spalase cu foarte mare atenție. A reușit să facă curățenie și a schimbat hainele pe care prezentau strop de sânge. Ulterior, am reușit să identificăm o cameră de supraveghere în care, exact în intervalul critic, între orele 8 și orele 9, când s-au produs cele două omoruri, persoana în cauză apare părăsind locuința, având asupra lui o pungă de plastic. După aproximativ 20 de minute, apare întorcându-se fără acea pungă de plastic. În acea pungă se afla o pereche de ciorapi, aparținând autorului, care prezenta urme de sânge, pentru că, într-adevăr, călcase în balta de sânge, ce se scursese de la femeie, precum și telefoanele victimelor pe care le-a închis și le-a aruncat pentru a nu putea fi depistat prin localizare. Auzise el undeva că se poate face o localizare asupra telefoanelor, nu înțelesese foarte bine, dar a zis să-și ia toate măsurile de siguranță, să nu rămână niciun telefon în locuință. Criminalul parcurge în fugă mai mulți kilometri pentru a scăpa de dovezile care îl incriminează. Locul ales este acesta, situat la marginea municipiului Călăraș. De aici și până la locuința victimelor este o distanță apreciabilă. În mod normal, o persoană care ar merge într-un mod mai alert, de la locul săvârșirii celor două crime până la acest loc, ar face undeva la aproximativ 35 de minute. Ceea ce autorul nostru a făcut în 15 minute un drum dus întors. Aici am găsit o pungă în care se aflau șosetele autorului, care erau îmbibate de sânge, precum și telefoanele mobile ale victimelor. După ce au murit cele două persoane, a luat 50 de lei din portofelul bătrânului. Două plicuri de cafea instant și un pachet de țigări. Și a mers la două magazine, cumpărându-și țigări și niște pliculețe de nes. În momentul în care un individ săvârșește o infracțiune, apare o stare de emoție. Odată cu această emoție, se activează centrii. Unii pot să ceară de mâncare, unii au nevoie de apă, alții au nevoie de țigară, unii au nevoie de cafea și așa se explică această nevoie a lui de a bea o cafea, probabil să se liniștească. Cu banii furați din portofelul bătrânului, autorul a venit la magazinul din spatele meu pentru a-și cumpăra țigări și cafea. Nu s-a gândit probabil nicio clipă că bagnota de 50 de lei îi va veni de hac. Proba indubitabilă a fost oferită de vânzătorul de la chioșc. Omul a pus bagnota deoparte pentru că a văzut că era murdară de sânge și a păstrat-o
nu a amestecat-o cu ceilalți bani. Aici e vorba iarăși de o neglijență a lui. Hainele a știut să-și le ascundă, că era o murdare de sânge, dar banii... Când se comite o asemenea infracțiune, gradul de arusal de excitație este foarte mare. Și mintea individului cred că există un scop principal care este atât de intens încât uită anumite elemente. A uitat, pur și simplu, de acea bancnotă. Sau poate n-a văzut patra de sânge în momentul în care a mânat-o. Cel mai probabil, în momentul în care a achiziționat-o, el avea mâna plină de sângele uneia dintre victime. Atunci v-am sunat pe dumneavoastră. Imediat ce am găsit. V-am spus tot. Am terminat acum? L-am întrebat apoi, de unde ai totuși banii aceștia? De unde ți-ai luat țigări? Și ne-a relatat foarte senin că în banii avea suma de 10 lei luată de la victima bărbat împrumutată cu o zi înainte. Ne-a relatat că nu a putut să-i împrumute mai mult pentru că a văzut cu ochii lui că bărbatul mai avea în portofel o bancnotă de 50 de lei. Și-a dat seama unde a greșit în scenariu. Unde a greșit. Iar în momentul în care i-am prezentat varianta că bancnota care lipsea de la victimă a fost găsită la magazin, a recunoscut instantaneu comiterea faptei. A fost foarte liniștit și mi-a spus textual că dacă scăpam azi, nu mă mai luați niciodată. Dacă nu mă prindeați azi, nu mă prindeați niciodată. A afișat tot timpul și a încercat să pozeze că el este un om amărât, care i s-a pus o pată neagră pe ochi. Și după aceea s-a trezit cu un cuțit însângerat în mână. El încerca să pozeze tot timpul în victimă. A fost victima sistemului, că a fost condamnat, deși soția nu și-o agresase chiar atât de grav, că gazdele îi luau foarte mulți bani, astfel încât lui nu îi rămânea o sumă suficientă pentru subzistență. Din punctul lui de vedere, cele două victime meritau. A prezentat părere de rău, regret pentru ceea ce făcuse? Nu, a regretat doar ceea ce urma să îi se întâmple. Era perfect conștient că va primi o pedeapsă foarte mare. El pur și simplu a dat cadavrul mai la o parte ca să ajungă să-și ia apa pentru cafea. Mi se pare că acești oameni nu reprezentau nici măcar niște mobile pe care le dai la o parte cu piciorul atunci când riști să te împiedici. Adică nu exista niciun fel de empatie, regret, niște resturi care îl împiedicau să meargă să-și facă cafea. A fost condamnat la pedeapsa detențiunii pe viață, timp ce se afla încarcerat în penitenciar, a decedat în ultima zi a anului 2022, din cauze naturale. Bătrânul și fiica lui au murit într-un mod fulgerător. Cei 50 de lei ceruți de chiriaș împrumut au fost doar un pretext. În mintea unui om care nu era la prima tentativă de omor, orice putea deveni motiv de crimă la un moment dat. De aceea cereți întotdeauna cât mai multe informații despre cei pe care îi cazați, chiar și pentru o scurtă perioadă de timp. Faptul că ei acceptă să plătească niște bani în schimbul găzduirii nu reprezintă o garanție că la sfârșit nu veți ieși în pierdere. În cazul de la Călăraș, din păcate, proprietarii au plătit cu viața.